Bun găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro. Să știți că vă fac o destăinuire și mie mi-e foarte greu să vorbim uh, zilele acestea despre oamenii din spatele ecranului pe care nu mai avem, mai ales că pe unii dintre ei am și prins jucând. Uh, sunt zile triste, sunt ani scurși de la Revoluție și acești doi jucători, din păcate, nu mai sunt printre noi și au pierit uh, în acele zile ale Revoluției. datoria noastră să ne aducem aminte despre ei. Florica Murariu, flancherul de aur al Naționalei României de Ruibii, Participant la prima cupă mondială, a făcut parte din marea națională a României care învingea Franța la București cu 15-0. Nu râdeți pentru că, adică să vă așa un surâs, noi băteam Franța exact. Erau vremuri acum 40 de ani când pe rapidulețul aici și-a învingeam naționala României. S-au scurs 40 de ani, naționala României învingea pe cei de la, din naționala Franței. Se sărbătorea pe vremea aceea Revelionul, nu numai pe 1 ianuarie, ci și, de exemplu, pe 10 decembrie, pentru că la Cardiff noi reușeam să învingem țara galilor cu 15 la 9, iarăși un lucru care pare foarte greu de crezut. Dar trebuie să mergem puțin la un meci test la Brașov în 1989. Rețineți lucrurile acestea, pentru că, deși par incredibile, sunt extrem de dureroase. Florica Murariu evoluează în acel meci test cu Naționala Zimbabwe, 52 la 17 și primește la sfârșit, cum se făcea schimb, face schimb de tricouri cu un băiat de la Zimbabwe și primește un tricou alb, așa, petrecut cu niște dungi verzi, cum și cau cei de la Zimbabwe. Avea să-l îmbrace, pentru că era ofițer în cadrul clubului Steaua, în timpul, în zilele Revoluției, pentru că era consemnat acolo la televizor se auzea că teroriștii sunt îmbrăcați în blugi și cu tricouri străine. Este oprit de un echipaj de la unitatea militară 01270 din Focșani care ajunsese în Ghencea. Este obligat să se legitimeze în momentul în care bagă mâna sub geaca de blugi ca să scoată actele. Băiatul de acolo, un militar în termen, vede tricoul străin și blugii străini și trage în florică Murariu care avea să piară în această modalitate în zilele revoluției din păcate nu se află mare lucru, familia află de la ora 5, erau actualitățile cum se spuneau atunci, l-au arătat direct la morgă. A fost împușcat în drumul taberei, așa suna textul. Florica Morariu. Celălalt mare ruibis despre care vrem să vorbim, domnul Răducu Durbac iată-l aici în meciul Conța Franței, iarăși trebuie să uh, subliniem faptul că noi învingeam Franța și jucăm de la egal la egal cu marile puteri uh, ruibistice. Este și dumnealui consemnat la Înghencea, la unitatea uh, militară, uh, cel mai bun ruibist din România în 1974. Bobby Durbac l-am avut și noi invitat la AS.ro live, dar ne-a fost greu să povestim clipele uh, acelea. 1989 are 45 de ani, repet, cum uh, se întâmpla atunci, au fost uh, consemnați în unități pentru că erau uh, sportivi aflați la steaua. Uh, un scenariu care este greu de crezut, nici noi nu putem să-l... Adică l-au anunțat pe, pe Bobby, pe fiul lui, Dumnezeu, că a fost ceva un scenariu hollywoodian, uh, era dotat cu pușca mitralieră, a sărit un terorist gardul unității militare, uh, răducul Durba ca tras, a tras și teroristul în săritură nu exagerez cu nimic și ambii din săritură s-au împușcat și uh, Răducu Durbac a decedat. Uh, Bobby Durbac, fiul lui, avea să ne spună că tatăl lui nu trăsese în viața lui cu pușca mitralieră, deci nu avea cum să o în dotare și să tragă așa într-un scenariu hollywoodian. nu e treaba noastră să facem uh, uh, lumină în cazurile acestea, dar e treaba noastră să-i amintim pe acești doi sportivi uriași. Uh, S-a dat un nume de stradă, cei de la Steaua uh, respectă cu sfințenie lucrul acesta, adică se merge acolo, se face o slujbă la mormântul, la intrarea în clubul sportiv uh, Steaua pentru Răducu Durbac și pentru cei căzuți de acolo și pentru uh, Florica Murariu, dar este uh, mult prea puțin. Singurul lucru pe care aș vrea să-l mai spun și cu asta închei este că Răducu Durbac a avut o viață, nu vorbim de carieră, o viață incredibil, dacă putem să-i spunem așa, născut pe 23 august 1944, deci ziua în care comunismul intră în România, decedat pe 23 decembrie 1989, ziua în care comunismul ieșea din România. Mă rog, cel puțin pe hârtie. Mii de mulțumiri că a fost alături de noi. Dumnezeu să ierte pe ambii, florică Murariu uh, și Răducu Durbac, dar și pe toți cei care au pierit în acele zile uh, la Revoluție. Toate cele bune, mă rog, cât pot fi de bune. La revedere!